Doamnelor, domnilor, dați-mi voie să chem alături de mine un campion. E vorba de Horia Tecău, care se retrage din tenis. Cel mai mare jucător de dublu din istoria acestui sport din România, după Ilie Năstase, a decis să-și pună racheta, uite așa, în cui, iar noi vom face și o surpriză să o țină minte, dar aflăm și mai multe despre ce pregătește nimeni altul decât celebrul Horia Tecău! Salut, Horia, bine ai venit! Nu știu dacă am stat vreodată la bar, dar te rog frumos, uite, ia un loc aici să te vadă, sau unde te simți tu cel mai bine, să te vadă telespectatorii, să te vadă telespectatoarele și să înțelegem. Deci gata, te retragi? Da, și acum mi-am dat seama mai prima dată când vin în emisiune după ce mi-am încheiat activitatea. Și sărbătorim o nouă etapă. Îmi place asta cu sărbătorim, adică da. Viața merge mai departe, cariera ta merge mai departe și o nouă etapă, cum ziceai ceva mai devreme. Da. Adică ce urmează? Urmează o trecere spre antrenat, spre mentorat, spre a transmite informațiile și cunoașterea dobândită în acești ani de activitate către copii, adolescenți și profesioniști care vor să-și realizeze visurile în tenis. Mi se pare foarte frumos să duci și să dai mai departe tot ce ai învățat tu și tot ceea ce știi, pentru că tu te-ai apucat de tenis când aveai câți ani? 6. 6 ani. Și atunci cine era mentorul tău, omul la care te uitai și cu care ai fi vrut să te întâlnești și cu care să povestești? Idolul meu când eram copil, fiind din Constanța, Andrei Pavel a fost, Andrei Pavel, am avut antrenor pe Ioan Macoveciuc, Și atunci când erai mic, îl întâlneai pe Andrei Pavel? Când eram mic, nu îl întâlneam, îl vedeam la televizor și îl urmăream, vroiam să ajung și eu acolo unde era el. Și fiind la voi în emisiune, nu știu ce surpriză ați pregătit. Nu, avem și o surpriză. Nu, colegii din spate reglează la o cameră. Nu te uita acolo, de-aia e multă lume strânsă. Surpriza va fi imediat online. O să afli despre ce este vorba. Dar asta spuneam ceva mai devreme, că tu, practic, acum o să întâlnești, copiii o să te întâlnească pe tine. Te admirau la televizor. Mamă, campionul nostru, Horia Tecău. Iar acum au ocazia să învețe de la tine. Da. Pentru că o să ai mai mult timp pentru asta. Da, și a contat foarte mult pentru mine când eram copil să am un model cum a fost Andrei, să-l urmăresc, să-mi doresc să ajung la performanțele lui, să-l întâlnesc și să mă motiveze, să-mi văd acolo de antrenamente, să fiu serios ca să fac performanță. Și da, cred că a venit rândul meu acum să transmit acest mesaj înapoi. Câți ani ai tu acum, Horia? 37. Mulți înainte. E o vârstă, e maximum în care se mai putea face performanță? Se mai putea juca? Se mai putea juca, da, dar mi-e place și această decizie, alegere de a o face într-un punct înalt. Deci ultimul meci din circuit l-am câștigat, ultimul meci din Cupa Davis l-am câștigat și acum urmează un mare eveniment la Cluj pe 10 iunie, Sports Festival. Un meci de retragere alături de Simona, alături de Andrei Pavel, alături de foști parteneri, alături de foste partenere de dublu mixt, prieteni, familie, iubitori ai tenisului. Pe 10 iunie, după ce va câștiga Simona Roland Garrosu, va veni la Cluj și va fi la meciul tău de retragere. Da, minunat. Da. Mă bucur și sper din toată inima să se întâmple acest lucru. De asta zic, oficial e retragerea ta pe 10 iunie sau până atunci a fost oarecum retragerea? Nu, deci am avut o retragere, avut o retragere din circuit, am avut o retragere din echipa națională, echipa de Cupa Davis. Dar s-a întâmplat un meci în Torino, un meci în Marbella, în Spania. Și îmi doream foarte mult să fac un meci sau un eveniment acasă, în România, alături de fanii care ne-au urmărit, care ne-au susținut, alături de copii care fac tenis, alături de profesioniștii care caută iunie, informații. Toată România e la Cluj, iar dacă nu e la Cluj, e pe Pro Arena, pentru că meciul o să fie meciul, partida o să fie difuzată pe Pro Arena și oamenii pot să vadă acest meci de retragere. Spuneam că am o surpriză pentru tine și mai povestim imediat. Știu că îți place cineva foarte tare și mă gândeam să zici tu bună ziua, să te uiți așa la televizor și să vedem dacă apare. E prima dată e colega mea, e Cristina Șeulean și ea o să facă legătura cu invitatul nostru. Bănuiești unde suntem? Uitându-te așa doar un pic la ecran. Ea e colega mea. Da, bună. E într-un studio. Bine v-am găsit. În ce studio crezi că e? Bună, Horia. Deci nu pe mine voia să mă vadă, nu? Degeaba te-ai machiat și te-ai aranjat așa. Îți mai dau un secret. Colegele de la mine din redacție sunt fanele tale. Da, nu îmi dau seama unde sunt. Deci dacă ai foarte multe like-uri pe Instagram, să știi că sunt în mare parte și din redacția noastră. E într-un studio, bănuiești pe unde ar fi? Nu. E pentru tine o surpriză. E un studio muzical. Studio muzical. Ok.
Ok, vrei să-ți facem o surpriză? Dă-mi o mână, uite, o mână, o mână. E mână, mână de bărbat. O mână de artist. Da, o mână de artist de bărbat. De artist, da, cred că o recunosc. Să mai vedem. Oh! Mult. Nu știu dacă, deci, așa, ia. Să știi că e surpriza noastră pentru tine, pentru că știm că îți place și cântă. Ia, să zici, zici ceva, doar să, după voce, dar să nu te vadă. Ce să zic? He, mâna mea, mâna mea e prea ocupată cu racheta ta, ce să zic. Da, 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 gata. Da, da. Înțeles, Horia, că e vorba de Smiley. E unul dintre artiștii tăi preferați și am zis să-ți facem o surpriză astăzi. Salut! Salutare, mi-a da. Salut Horia. Noi nu ne-am mai văzut de la Revelionul de anul trecut. Rămâne între noi. Eu sunt un mare admirator al lui, în primul rând ca om. Și evident și ca jucător. Și eu cred că pentru el e doar o retragere competițională cumva, pentru că el va face în continuare performanță în tot ceea ce își propune, pentru că mi se pare că e genul de om care orice face, face succes. Mulțumesc pentru cuvintele tale. Așa îi doresc. Da. Să știi că asta spuneam și noi, și mai ales că acum tot ce a acumulat în acești ani practic întoarce copiilor care vor să se apuce de tenis, și asta mi se pare de foarte frumos, să dai mai departe din tot ce ai învățat și din tot ce ai acumulat tu. Și mi-aduc e aminte foarte de, important pentru... Mi-aduc aminte de un moment pe care l-am avut la tine în studio acum câțiva ani, cu mulți ani, când treceam printr-un moment în care, ok, mi-am realizat visurile și îmi îndeplinisem obiectivele. Obiectivele și atunci a venit la un turneu din California, în Indian Wells, și a venit să ne urmărească, da, da, da. Și atunci am simțit ce înseamnă să te bucuri de momente și în afara terenului de tenis, cu adevărat. Adică s-a încheiat meciul, ok, în secunda următoare, ce facem să ne bucurăm? Ce facem să ne distrăm? Să ne... Și exact, s-au întâlnit doi oameni într-un alt capăt al lumii, care da. De fapt vorbeau aceeași limbă și imediat a fost energia aia. Da, și mi-am adus aminte mereu de acea experiență și cât de mult contează să te bucuri și de timpul ăla între antrenamente și între meciuri, să nu lași zilele să treacă fără zâmbet și bucurie. Da, am și scris o piesă în sensul ăsta chiar anul trecut, care se numește Purtat de Vânt, și în care zice: jumate din mine ar merge doar pe drumul spre succes, dar cealaltă parte spune ce rost dacă nu trăiesc. Corect. Și ilustrează foarte bine. Și eu cred că viața de sportiv de performanță e una în care 90% din timp îl dedici performanță, evident. Și evident nu poți să realizezi performanță și succes decât dacă faci sacrificii. Iar Horia cred că a sacrificat foarte multe lucruri în viață să ajungă la performanțele la care a ajuns. Tu joci tenis? Îți place, știi? Eu joc tenis prost. Dar măcar joc, dar, asta e. Dar alerg. Adică nu sunt un jucător foarte bun, dar alerg, îmi dau silința, muncesc pe teren. Așa că, n-am atâta timp să joc tenis, dar când am ocazia, joc. Nu mă dau înlături. Transpir. Tu, Horia, cânti? Nu cânt. Că-ți aducem un microfon acum. Nu cânt, să nu încercați. Dar mă bucur de muzică. Muzica m-a ajutat de multe ori când eram plecat singur prin turnee să mă motiveze, să mă calmeze. Și de multe ori muzica lui Smiley. Să te conecteze cu țara și cu tot ce era aici. Da, adică melodia acasă pentru mine a fost în playlist acolo mult timp. Și acum când o ascult, mi-aduc aminte fix de turnee, de unde eram, de ce mi-era dor, ce mă bucura. Ce frumos. Da. Iar acasă, pe 10 iunie, la Cluj, e meciul acesta de retragere a lui Horia Tecău, difuzat pe Pro Arena. Smiley, îți mulțumim mult de tot! Cu mare drag! Te rog, dar mai spune cineva, cine e în tablou Horia, acolo lângă mersi. Tine? Am văzut între mersi. Colega mea, Cristina Șeulean, și Smiley, e cineva acolo.
Da, e Tyler, e Tyler the Creator. Aha, ok. Ia, stai să vedem mai de aproape. Ia să vedem. Ia, mă, vreau să vedem cine e acolo în tablou, știi cum e? Ia să vedem. Ia să... Tyler the Creator, mă. Uite-te. Eu nu-l cunosc, n-aș putea să te ajut, Cătălin. Nici nu trebuie, artiștii au ei ale lor. Smiley, mulțumim mult de tot și baftă la finala România au talent, pentru că finala o să fie chiar vineri acum. Da, da. Vă pup. Merci. Baftă. Să fie cu succes. L-am oprit, e în sesiune, în repetiții, în... În teze. Muncește. Da, noi repetăm pentru, na, repetăm pentru concertul de pe 31 mai, acum la Polivalentă. Horia, dacă n-ai treabă pe 31 mai, te aștept cu mare drag. Îți trimit o invitație. Îți scriu. Mersi. Și eu te aștept la Cluj pe 10 iunie. S-ar putea să vin. Perfect. Smiley, baftă marți, 31 mai, nu? La concert. Așa că succes. Da. Și sunt convins că va fi ceva fabulos și senzațional. Cristina, îți mulțumim mult de tot. Vă pup, mai rămân aici, vreau să fac un joc cu Smiley. Na, ce să zic, să vă jucați, e frumos. Pa! Mergem mai departe. Horia, mai am un mesaj pentru tine, dar mai e cineva aici care a venit și o să-l chemăm imediat, da, după ce te uiți la următorul mesaj care e tot pentru tine. Salut, Horia! Aștept cu nerăbdare meciul tău de la Cluj. Cu siguranță este un moment important pentru tine, dar să știi că și pentru mine va fi un moment important, pentru că este primul meci de tenis la care particip în direct. Așa că să ne vedem cu drag la Cluj, toate cele bune. Salutări, Măruță și echipa lui. V-am îmbrățișat. Este un om care ne-i foarte drag, Tibi Ușeriu. O forță omul ăsta și iată, o să fie și el la primul meci de tenis și fix la meciul tău de retragere. Da, ce bucurie, ce sărbătoare va fi acolo. Cu siguranță știi, foarte emoționant. Performanțele lui Tibi, fabuloase, da. Așa că o să fie în tribună acolo. Da, chiar o să-l chem pe teren, să vedem cum stă la acest sport. Cum se descurcă aici, nu? Da. Acum mai e Lorand cu noi și vreau să-l invităm alături de noi și să... Salut, Lorand, mulțumim mult de tot. Te rog să iei un loc acolo și să povestim mai multe despre 10 iunie, clar, nu? Despre 9, 10, 11, 12 iunie. Vezi, noi ne-am conectat doar pe 10 iunie. A venit Lorand și ne-a spus, nu bă băieți, deci de pe 9, 10, 11 și 12. Povestește-ne, te rog, mai multe. În primul rând, mă bucur că ai un pix la îndemână, pentru că s-ar putea să ai nevoie. Deci, avem Horia Tecău, Simona Halep, avem Patrick Muratoglu. Avem Cezare Prandelli, avem Gică Hagi, avem Adrian Mutu, avem Del Piero, avem Sebastian Frei, Luca Toni, Mihai Covaliu, Ana Maria Popescu, Brânză și o mulțime de alți oameni din sport care o să fie la Cluj, la Sports Festival. Este momentul în care lumea sportului se strânge la Cluj pentru 4 zile, în care avem o grămadă de lucruri din zona sportului. De ce? Lumea sportului? Adică nu e numai cu tenisul și cu... De asta ai zis, nu ai este, zis sunt peste Hagi, 30 ai zis și Adrian Mutu, ai zis... Și Ana Maria Popescu, Brânză. Exact. Și mulți spadasina asta și mulți sportivi internaționali, nume internațional. Da. Deci totul la Cluj, 9, 10, 11, 12. 19, 19, 12. Iar pe 10 e meciul lui Horia. Pe 10 e meciul de tenis, da. Pe 10 este meciul lui Horia și este și un masterclass cu Patrick Muratoglu, super antrenorul de timp de 10 ani al Serenei Williams, acum lucrează cu Simona Halep. Este un moment în care fanii pot să vină și să-l asculte timp de o oră povestind lucruri tari din viața lui și din cariera lui. Fabulos, foarte tare. În 9, 10, 11 și 12 la Cluj. Dar de ce la Cluj și nu în București? Hai să mergem mai departe cu discuția, nu? Anul acesta suntem în Cluj în continuare. Cine știe, anii viitori o să fim în mai multe locuri din țară. Acum știi ce mi se pare foarte tare, Horia? Că după ce te-ai retras, nici mai ești foarte atent cu dieta, nu? Cu alimentația. Sunt echilibrat. Dar cu alimentația poate sunt echilibrat. Cu antrenamentul fizic am fost mai dezechilibrat în ultima perioadă. Nu m-am antrenat la fel ca înainte. Nu de alta, dar aveam, uite, Radu, să-i aducem. Aveam pentru tine niște prăjituri, pentru că știm că îți placă foarte tare și ne-am gândit să nu pleci cu mâna goală de la noi, de la emisiune. Ai văzut, am intrat cu Smiley în direct, Tibi Ușeriu a avut un mesaj pentru tine și ne gândeam să pleci și cu două... Bună, Horia! Da. Două platouri așa de prăjituri. Da.
Mersi. Exact, ce nu am avut voie să mănânc 25 de ani de tenis. Da, asta vreau să zic. În 25 de ani, când pofteai și tu, nu știu, la un ecler sau când pofteai la o prăjitură anume, așa ziceai, bă, nu, pentru că știu că o să mă împiedice să fac performanță. Nu, îmi făceam pofta din când în când, gustam, dar știam că nu e bine să mănânc. Știam că nu mă ajută înaintea antrenamentelor, înaintea meciurilor. Și dacă îmi făceam această poftă, aveam un mic sentiment așa de vinovăție și mă duceam și mă antrenam după aia un pic mai intens. Perfect. Loran, dă succes, o să fie acolo. Da. Deci la Cluj o să se întâmple toată nebunia. Horia, succes la meciul de retragere. Oamenii o să-l vadă pe Pro Arena. Vă mulțumesc mult de tot și să aveți baftă. Tu joci tenis? Cam ca Smiley. Ok, perfect. Poate faceți echipă bună împreună. Dar știi că Horia Brenciu s-a apucat de tenis? Da, știu. L-am văzut la tenis de câteva ori. Și joacă din ce în ce mai bine. Da. Horia Brenciu. Perfect. Vă mulțumesc mult de tot. Aveți grijă de voi.